Salutare tuturor și bine ați revenit! Astăzi o să discutăm despre Motorola Edge, noua generație de la Moto, Lenovo. Pentru prima dată, după mult timp, se reîntorc pe zona flagship-urilor. Bine, Edge-ul nu este chiar de nivelul flagship-urilor, este un mid-range premium, dar avem Edge Plus, care este de nivelul flagship-urilor și pe care sper să-l primesc în curând la test. Edge are și el foarte multe aturi, are însă mulți competitori care vin din zona flagship-urilor de anul trecut, pentru că el este acum la un preț de 2900 de lei. În schimb, concurează cam la nivel cu Oppo Reno 3 Pro, cu OnePlus 8, cu genul ăsta de terminale, unele noi, dar nu tocmai de top, și unele vechi de anul trecut, de exemplu, probabil Note 10 Plus sau genul ăsta de telefoane. N-am verificat prețul la fiecare și nu le știu pe de rost întotdeauna. În schimb, știu că telefoanele de anul trecut încet încet se ieftinesc și anul ăsta o să fie mai ușor de achiziționat. Haideți să vedem detalii tehnice, cum arată, îl scoatem din cutie și tragem câteva concluzii la final. Astăzi doar îl scoatem din cutie și ne uităm la el. Din punctul meu de vedere, este un terminal foarte bun și merită luat în calcul pentru achiziție, dar asta pentru cine are un buget de 2900. Desigur, pierde foarte mult pentru că Xiaomi și alții au telefoane cu dotări foarte bune la un preț mult mai bun, adică nu poate concura cu Poco F2, cu Mi 10 simplu, cu astea care au și Snapdragon de top, dar au și un preț mai bun. În schimb, concurează foarte bine cu alte telefoane, cum ar fi acest Oppo Reno 3 Pro, cu Oppo Find X2, cu modele care sunt și nu sunt de top și au prețuri mari. Ne mutăm acum cu telefonul filmat de sus, să vedem ce are în cutie și la final tragem o concluzie privind dacă merită sau nu merită Moto Edge. Gata, am revenit cu el din mână și o să-l scoatem astăzi din cutie pentru că este sigilat. Avem un model cu 6 GB de RAM și 128 de GB de stocare internă, culoare Midnight, probabil negru. Și hai să vedem ce are în cutiuța asta. Mie personal mi se pare Edge o idee bună, dar venită într-un moment prost. Motorola trebuia să aibă un flagship mai important cu ani de zile în urmă. Acum, știți de ce e greșit ăsta? Pentru că a fost lansat la un nivel de preț foarte, foarte mare. Adică 3.000 de lei după ce o companie a avut numai telefoane de 1.000 și de 1.500 de lei, acum a vii cu unul de 3.000. Într-adevăr, este un telefon peste medie, dotat, arătos, n-ai ce să zici, arată super bine. Este realizat în stilul Samsung, Huawei, modele premium de Android, cu ecran cu margine curbate, cu spatele frumos lucrat, cu camerele aliniate frumos o parte asta, 4 camere, cu tot ce vrei de la un flagship de anul ăsta. Doar că, cum spuneam, ăsta este versiunea mai accesibilă și are dotările mai... Bag parola aici un pic. Dotările nu sunt cele de top, sunt de nivel mid-range, adică are Snapdragon 765 în loc de 865. Un procesor bun, dar acum am văzut că am dă kicks în teste de performanță, mă așteptam să fie mai bun. Ecran OLED, nu este IPS sau ce va avea înainte pe telefoanele mai accesibile. Ecran cu rata de refresh 90 de Hz, HDR 10, formatul de 19.5:9, 2340x1080 de pixeli, adică este un pic mai bun decât ecranele de top, dar decât ecranele pe care le aveau în mod tradițional, IPS, Full HD și alte chestii. Protejat de Gorilla Glass 5 și protejat la apă, rezistent la apă și la praf, ceea ce e foarte important în ziua de azi. 765G, un procesor bun, un nucleu foarte puternic, un nucleu de mare putere secundar la 2.2 GHz,
și 6 economice la 1,8, Adreno 620, este ok. Se va descurca bine în orice aplicație și în orice joc video, n-aveți nicio problemă, 6 GB de RAM, 128 de stocare, totul e ok. Chestia asta care apare acum în Europa, alegeți motorul de căutare, DuckDuck, Privacy Wall, Infocom, nici n-am auzit de astea două, dar de DuckDuckGo știu că e un motor de căutare destul de decent, îl puteți folosi oricând. Eu rămân cu Google deocamdată, review adițional apps, deci îți instalează pe telefon Google One, Google Home, Google Fit, Google Docs și nu-mi dă opțiunea să zic nu, zice review adițional apps și după aia poc, ți le pune automat, n-ai voie să zici nu, accepte în continue și aici... Motorola vrea să-ți personalizeze experiența, să-ți ofere informații despre soft și update, să participi în studii și chestii legate de utilizarea Motorola. Eu nu-i dau pentru că nu am acum de ce să particip, nu-i dau nici permisiuni de locație și asta e. Au lansat navigația asta cu gesturi de la Android, nu-i nicio chestie. Poți să te duci în settings și să-i dai că vrei sau nu vrei. Edge Touch. Au făcut și pentru margine o chestie de-asta cu atingere. Nu mă interesează. Bun. Deci cam ăsta este telefonul. Deocamdată prima impresie este absolut pozitivă. Hai să vedem ce mai au prin cutiuța asta. Eu pariez că trebuie să aibă husă aici. Dacă nu au, e nasol. Deci au și husa obișnuită, tradițională. Așa. Au manuale și chestii aici. Avem căști și sunt căști mișto care intră în ureche destul de bine. Avem cablu de USB și un încărcător. O să mă uit eu cât de fast este. 15V și 18V. E ok, nu e nici cel mai prost de pe planetă, dar nu e nici cel mai bun. Cam atât, că mai era o chestie aici, dar cred că e doar pentru a susține... Da. Bun. Ce mai pot să vă zic eu despre asta... Are Android 10 și are interfața asta de la Moto, care mie îmi place foarte mult și o consider una din cele mai curate din domeniu. MicroSD pe slot dedicat. Camera foto 64 de megapixel principală, 8 megapixel zoom 2x, 16 megapixel ultra-wide și un senzor ToF 3D care ajută la focusare și la înregistrarea detaliilor mai bune. O cameră de 25 de megapixel asta din ecran, destul de modestă, baterie de 4500 de mAh cu 18V, deci era clar încărcător făcut pentru el, și spre deosebire de multe alte telefoane nu vine cu mult junk și se comportă bine în testele de autonomie și performanță. O să fac toate aceste teste pe el și o să revin cam într-o săptămână cu toate detaliile. Dacă vrea cineva informații speciale, întrebați-mă și răspund cât pot de repede. Abia aștept să scot camera asta la test pentru că știu că e foarte bună. Edge Plus are în plus. Edge Plus are în plus. Cameră de 108, baterie de 5000 și procesorul Snapdragon 865 și mi se pare... E o alegere foarte bună, desigur este mai scump decât ăsta și pentru unii e dificil să dea atâția bani pentru un Motorola, după ce v-am zis, Motorola au vândut numai telefoane ieftine foarte mult timp. Bun, revin cu review-ul complet în maxim o săptămână și vedem atunci ce și cum. Baftă! Cu sprijinul mobiledirect.ro, huse și accesorii pentru telefonul tău.